Sunt multe familii cu copii care consideră că este imposibil să te duci cu 1, 2 sau 3 copii mici sau 4 sau câți ori avea, este imposibil să te duci cu ei la biserică. Datorită faptului că sunt neastâmpărați, nu pot să stea locului, nu înțeleg nimic, se plictisesc și deranjează pe alți oameni. Vreau să vă dau câteva sfaturi practice, testate în familia noastră, noi avem 3 copii, care vă pot ajuta să vă îndepliniți această dorință și această datorie de a merge împreună cu toată familia în casa lui Dumnezeu la închinare. Dar eu consider că primul motiv pentru care părinții nu pot să facă lucrul acesta este indisciplina. Tot ceea ce vă voi spune în continuare are de face cu o disciplină de fier. Odată ce ți-a intrat în mână, odată ce ai început să practici disciplina aceasta și devine parte din viața ta, lucrurile se simplifică. Dacă lucrurile n-ar fi așa, cum puteau părinții mei cu 9 copii să meargă cu toți în fiecare duminică, în fiecare vineri la slujbe? Cum puteau părinții soției mele, care aveau și au avut 11 copii, să meargă cu toți la slujbele bisericii, la toate slujbele bisericii? Cum? Răspunsul este disciplina. Practic vorbind, ce să faci? În primul rând, practică regulat și consecvent părtășia acasă cu copiii. Copiii nu stau cu minți la părtășie, la rugăciune, la predicare, la cântare, pentru că nu sunt obișnuiți să facă lucrul acesta. Deci obișnuiește-i acasă. Cum? Practică în mod regulat, constant, consecvent, în fiecare seară, un timp limitat părtășia. Rugați-vă, citiți un text din Sfânta Scriptură, dați puține explicații, cântați o cântare sau două. În al doilea rând, începe să spui copiilor despre prezența lui Dumnezeu și că lucrul acesta necesită seriozitate, necesită implicare, necesită atenție. Da? Vorbiți constant copiilor despre acest lucru. Cu trecerea timpului, ei vor înțelege mai multe și mai multe și mai multe lucruri. Dacă nu explici copilului, foarte puțin probabil că el nu o să vrea să se joace, nu o să vrea să vorbească cu alți copii, nu o să vrea să se întindă pe jos și așa mai departe. Deci, familiarizează copilul cu conceptul de prezența lui Dumnezeu. Nu este treaba ta să stabilești cât poate el să înțeleagă. Explică-i în funcție de vârsta lui ce înseamnă să stai în prezența lui Dumnezeu, ce presupune lucrul acesta din partea ta, care sunt responsabilitățile tale. În al treilea rând, una dintre cele mai importante observații pe care aș vrea să o țineți minte. Pregătește totul de sâmbătă. Nu sâmbătă seara la ora 10 sau 11, ci sâmbătă din timp. Duminică dimineața nu trebuie să fie forfotă. Duminică dimineața nu trebuie să fie război. Duminică dimineața nu trebuie să strige unul la altul care să facă un lucru, care să facă celălalt. Dacă ai pregătit totul de sâmbătă, duminică dimineața ar trebui să fie liniște și pace. Foarte multe certuri din familie sunt exact duminică dimineața. De ce? Pentru că sunt indisciplinați și pentru că nu și-au făcut treaba sâmbătă seara. A patra observație care ar fi mai necesară pentru bărbați. Împărțiți sarcinile între voi. Deci bărbatul nu trebuie să stea duminică dimineața cu telefonul și zic că nevasta e terminat, el trebuie să se implice în pregătirea copiilor, în spălarea copiilor, în punerea mâncării la copii, în îmbrăcarea copiilor, în ducerea copiilor la mașină, poate dacă iarnă să pornească mașina din timp să se încălzească, să ia copilul cel mai mic, să-l pună în scoică și așa mai departe. Trebuie să existe o implicare totală, 100% a ambilor părinți duminică dimineața, ca să fie mai ușor fiecăruia. Dacă nu, unul va fi epuizat, iar celălalt va fi frustrat. În al cincilea rând, ia-ți măsuri de urgență. Întotdeauna se întâmplă lucruri neașteptate. Sunt foarte puține ocazii. Sunt excepții pe care ar putea să le număr pe degete când nu se întâmplă ceva neașteptat. Așa că, deci puneți deoparte hăinuțe pentru copilul cel mic, puneți deoparte niște șervețele, un Pampers, o cremă, niște lucruri de care ai absolută nevoie în caz că se întâmplă ceva neașteptat. Și se va întâmpla de foarte multe ori. Toți cei care au copii știu că lucrurile sunt în felul acesta. În al șaselea rând, nu fă din sâmbătă o zi în care te epuizezi. Deci scoate din ziua de sâmbătă toate cele activități care te epuizează, pentru că duminică vei fi fiert. Un sfat practic, poate ar fi bine ca sâmbăta să existe și din partea părinților și din partea copiilor un repaus de la tehnologie. Dacă toată sâmbăta stai cu capul în filme, în jocuri sau în alte lucruri, e foarte puțin probabil că duminica deodată te poți refocaliza și te poți gândi doar la lucrurile duhovnicești. Este o disciplină necesară și cred eu foarte, 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 foarte bună. Din experiența multor creștini, dar și din experiența noastră, indisciplina deschide o poartă largă diavolului ca sâmbăta să vă ducă în tot felul de certuri, de discuții, tot felul de încrâncenări și așa mai departe. Fii mai veghetor, fii mai atent ca sâmbăta să nu strice atmosfera, așa încât duminica să devină aproape inutilă pentru voi. Dacă ai pus toate lucrurile în ordine din timp, vei putea să te focalizezi
pe lucrurile duhovnicești. Este un sfat personal, testat în familia noastră. Sâmbăta, fă toată mâncarea pentru duminică. Deci nu faci jumătate din mâncare și duminica faci restul, pentru că asta te va face să te gândești de fapt la mâncarea pe care ai început-o sâmbătă și n-ai terminat-o pe duminică. Noi personal am hotărât ca duminica să nu gătim. Facem o mâncare ușor de pregătit și ușor de consumat. Duminica nu este o zi de îmbuibare. Nici o zi nu este zi de îmbuibare, cu atât mai puțin duminica. Duminica nu este o zi în care stăm și mâncăm cât de mult putem și după aceea stăm întinși la orizontală. Nu, duminica este o zi în care ne îndreptăm toată atenția, toată energia către Dumnezeu, către lucrurile duhovnicești și nu trebuie să lăsăm nici măcar trupurile noastre să ne împiedice de la acest lucru. Dacă cea mai mare parte din zi ți-o dedici la pregătirea mâncării, la punerea mâncării, la strângerea resturilor de mâncare, la spălarea vaselor și așa mai departe, cu siguranță energia ta, focalizarea ta, gândurile tale vor fi duse în direcția aceea. Dacă vă permiteți măcar duminica, ieșiți în oraș sau pregătiți-vă o mâncare ușoară sau cumpărați-vă ceva ușor de consumat. Este un sfat pe care dacă îl puneți în aplicare veți vedea că vă va ajuta foarte mult, în special în dinamica familiei. Un semn de exclamare de final. Nu vă așteptați ca toate lucrurile să funcționeze de la bun început ca pe roate, da? Să meargă ață, că nu va fi așa. Dar practicând lucrurile acestea, vă veți intra în ritm, vă va intra în mâini. Duminica nu trebuie să fie o zi în care nevasta este un pachet de nervi. Duminica nu trebuie să fie o zi în care tu trebuie să fii primul la biserică și restul să vină care cum poate după tine. Duminica trebuie să fie o zi în care toată familia este la închinare. Mai bine întârzi și vă duceți toți împreună decât să te duci tu singur și restul să vină după tine, fiecare cu nervii lui. S-ar putea ca pentru familia voastră alte lucruri să se potrivească mai bine decât cele pe care vi le-am spus eu. Puneți-vă mintea la contribuție și gândiți-vă care sunt acele lucruri practice pe care trebuie să le faceți de fiecare dată și care vă ușurează mersul la biserică, participarea la toate slujbele bisericii. Dumnezeu să vă ajute!